Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. În județul Alba, aproape o treime din numărul candidaților care au susținut examenul de bacalaureat în această sesiune au fost nemulțumiți de rezultatul obținut și au depus contestații. Cele mai multe solicitări de recorectare a lucrărilor au fost depuse pentru limba și literatura română și matematică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Alba, au fost înregistrate 1053 de contestații, cele mai multe fiind la limba română, urmat apoi de matematică și de biologie. Potrivit metodologiei, pentru ca o notă să fie mărită, diferența dintre prima notă și cea de după recorectare trebuie să fie de cel puțin 0,5 puncte. Contestațiile vor fi soluționate la Centrul Zonal de Evaluare la Târgu Mureș până în data de 12 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în 13 iulie. După emoții, lacrimi, tristețe și, în final, resemnare, cei care au picat bacul revin în august în sălile de examen ale liceelor. Și anul acesta, mai mult de jumătate din promoție a fost picată, rata de promovabilitate a bacului fiind de 43,04%. De săptămâna viitoare încep înscrierile pentru examenul din toamnă. O a doua șansă pentru cei nepromovați, nu și pentru cei care au fost prinși copiind, care nu pot veni la examen decât din toamna anului viitor. Timp de o săptămână, absolvenții care au picat bacul pot să se gândească dacă revin în sălile de examen. Cei decisi să ia serios învățarea se pot înscrie de luni, 16 iulie, până vineri, 20 iulie, la așa numita sesiune de toamnă a bacalaureatului. Aceștia vor trebui să se pregătească timp de o lună la disciplina sau materiile pe care le-au ignorat în perioada liceului. Sfârșitul lunii august și începutul lui septembrie vor fi zile de foc pentru candidați, pentru că vor susține probele scrise acolo unde în vară au fost cei mai mulți picați. Candidații vor fi în sălile de examen în 27 august pentru proba la limba și literatura română, în 28 august pentru limba și literatura maternă, în 29 august pentru proba obligatorie a profilului și în 31 august pentru proba la alegerea profilului și specializării. Dacă dușul rece i-a șocat și trezit la realitate pe cei care au pierdut trenul la bacalaureatul din vară, o vor arăta rezultatele din toamnă, în 2 septembrie la prima afișare sau în 5 septembrie după recorectarea lucrărilor pentru cei care vor contesta notele obținute. Candidații care și-au dedicat vara învățării vor afla dacă au valorificat a doua șansă sau au trecut din nou printr-un duș rece. Rata șomajului la nivelul județului Alba la finele lunii iunie este de 6,25%. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, puțin peste 10.800 de persoane se aflau luna trecută în căutarea unui loc de muncă. Din totalul șomerilor înregistrați la finalul lunii iunie în județul Alba, aproape 5.000 sunt femei. Doar puțin peste 3.900 sunt șomeri indemnizați. Un număr total de 1.390 de persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesionale gratuite, iar monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe categorii de vârstă, având ca rezultat încadrarea în muncă a 52 de persoane. Tot în luna iunie, 9 absolvenți au fost încadrați în muncă. În scopul prevenirii șomajului de lungă durată și stimulării șomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocații pentru un număr de 37 de șomeri. 77 de persoane din rândul celor cu vârste peste 45 de ani, susținătorilor unice ai familiilor monoparentale sau șomerilor care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare și-au găsit luna trecută un loc de muncă. S-a reușit încadrarea în muncă a 6 persoane cu handicap fără subvenționarea locului de muncă și s-a încheiat un contract de solidaritate prin care a fost încadrată în muncă o persoană cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani. Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna iunie a fost de 1012. În urma acordării acestor servicii s-a reușit plasarea în muncă a 232 de persoane. 190 de locuri de muncă disponibile săptămâna aceasta în județul Alba. Ofertele anunțate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă vin din Alba Iulia, Câmpeni, Aiud, Cugir și Sebeș. Cele mai multe posturi vacante, și anume 77, sunt de această dată în Alba Iulia. Se caută 25 de muncitori necalificați, cablaje auto, 10 pavatori, câte 5 șoferi, mecanici auto, șofer de taxi, dar și strungar, tâmplar și agenți de pază. În Aiud s-au anunțat 11 locuri de muncă disponibile, 10 pentru instalatori apă canal și unul pentru femeie de serviciu. În Câmpeni, oferta cuprinde confecționeri îmbrăcăminte și muncitori necalificați în industria confecțiilor, dar și dulgheri și tâmplari, în total 28 de posturi. În Sebeș sunt 53 de locuri de muncă pentru dulgheri, zidar, pavatori, muncitori necalificați, cameriste, personal întreținere pensiune, marochineri sau tâmplari. În Cugir sunt disponibile 21 de locuri de muncă pentru șoferi autoturisme, camionete, manipulanți mărfuri, agenți comerciali, ingineri mecanici, documentariști și tehnicieni echipamente calcul și rețele.
Dacă administrația locală a municipiului Alba Iulia nu intervine salvator, spectacolul schimbului de gardă de la porțile cetății va dispărea din peisajul cetății Alba Carolina. Inițiat în aprilie 2009 și susținut financiar doar de Grup Corint, acest spectacol a avut și are o contribuție importantă la dezvoltarea turismului în cetatea Alba Carolina. Conducerea grupului Corint a expediat pe adresa Consiliului Local Alba Iulia o adresă informativă prin care solicită legislativului să analizeze posibilitatea decontării serviciilor schimbului de gardă la porți pe strada Mihai Viteazu. Acest spectacol inedit ce a dat viață și culoare cetății a însemnat pentru Grup Corint costuri importante cu uniformele, echipamentele și caii, dar și cu retribuția lunară a celor aproximativ 30 de salariați. La acestea se adaugă cheltuielile generate de întreținerea lunară. Hârtia primită este o chestiune informală. Pe cea care a venit la mine, am scris ceea ce trebuie. Dacă cei care mai dirijează hârtiile, nu, am eu, asta nu e la mine. Eu am scris la aia domnului Nunean, să ia legătura cu asta în comisie, să cheme reprezentanții Grup Corint, să vadă ce înseamnă ceea ce trebuie, făcut o discuție cu actele pe masă. Câți bani cheltuiești? Noi avem rapoartele de anul trecut care erau cu câte zeci de miliarde. Unde putem să ajungem și să ajungă la o negociere? Grup Corint a anunțat administrația locală că începând din 15 iulie anul curent nu își mai permite cheltuielile cu garda medievală. Ca atare, cetatea Alba Carolina riscă să rămână fără gardă, fără viața și culoarea soldaților medievali, fără ineditul și pitorescul spectacol al schimbării gărzii, care a dus trecutul în prezent, atrăgând astfel an de an tot mai mulți turiști în Alba Iulia. Spectacolul schimbului de gardă de la porțile cetății trebuie să continue în cetatea Alba Carolina, consideră primarul Mircea Hava. Soluții sunt și trebuie căutate, au adăugat edilul, în ideea unui parteneriat între Consiliul Local Alba Iulia și Grup Corint, care să includă și latura susținerii cheltuielilor ce le implică acest spectacol. În foarte puține locuri din Europa se pot vedea asemenea spectacole precum cel oferit de garda cetății Alba Carolina. Și să știți că va fi o discuție foarte, foarte serioasă în Consiliu, abordată de toate forțele politice, care vom discuta foarte, foarte serios despre cetate. Cheltuielile sunt imense și lucrul ăsta nu vi l-am spus astăzi, ci l-am spus tot timpul. Cheltuielile de întreținere. Numai cine nu dorește, nu vede că acolo se taie iarba, se udă, se iluminează, se repară, se lucrează intens în fiecare zi. Dacă dorim toți, pentru că este Alba Iulienă, nu este a mea, și nici a Consiliului Local, că această cetate să arate tot mai bine și ceea ce facem în continuare să arate ok, va trebui să găsim o soluție să existăm din treaba asta. Gândiți-vă, 30 de miliarde, să zic că le pune Consiliul Local, minimum numai pentru acest spectacol. Nu știu dacă este mult sau dacă este puțin. Eu spun că este mult, știu. Dar banii pot să fie aduși și altfel. Trebuie să intrăm într-o, cum să vă spun, într-o ecuație și într-o concepție europeană. Cetatea fără gardă va fi fără viață neînsuflețită. Obligatoriu trebuie să găsim o soluție. Asta este, deci partenerul, pentru că nu ne-am avut parteneriat pentru gardă, am avut alte parteneriate, el ne plătește în fiecare an câteva mii de euro pentru ceea ce folosește acolo și suntem într-un lucru tipic românesc. Și cu banii luați și cu, știți cum se întâmplă. Dar asta este pentru că asta spune legea. Și repet, se poate face dacă Consiliul crede că această gardă avem nevoie de ea, de acest spectacol în fiecare sâmbătă, duminică, în fiecare zi. Dacă nu consideră lucrul ăsta, nu o să facem lucrul ăsta și o să ne uităm la pietre. Și în momentul ăsta tot conceptul de dinainte legat de cetate se va rostogoli. Și vom avea o îngrămădire frumoasă și elegantă de pietre pe care se vor plimba oamenii. Sâmbăta, duminica nu va mai veni nimeni, pentru că știți prea bine, este punctul mare de atracție. Și așa știți că s-a și dezvoltat, s-au mai construit câteva tunuri, ați văzut evoluția. Din punctul meu de vedere nu este un efort și Consiliul ar trebui să facă acest efort. Există soluții și trebuie căutate împreună cu membrii legislativului local, susține primarul. Nu putem să ne batem joc de banii care au fost investiți și mai ales de gloria pe care o are Băiulea datorită cetății. Și până la urmă vom găsi soluții. Însă eu vreau ca această soluție să o găsim împreună cu oamenii din Consiliul Local. Până acum toată lumea a făcut gălăgie, vrem aia, vrem cealaltă. De data asta suntem în fața faptelor, suntem aici ca să le rezolvăm, să găsim soluții. Și asta vreau. Deci vreau să implic tot Consiliul Local în a găsi soluții. Să știți că sunt soluții. Timp de mai bine de 3 ani de zile, trena financiară a gărzii a fost dusă doar de Grup Corint. A venit vremea să se implice și municipalitatea în susținerea acestor costuri spre binele cetății Alba Iulia.
Municipiul Alba Iulia a încheiat recent un acord de asociere cu Spitalul Județean de Urgență. Această asociere are în vedere dezvoltarea unui proiect de creștere pe plan local a eficienței intervențiilor medicale de urgență calificate. Procesul este în derulare, având suport financiar și la nivel central din partea Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne și SMURD. Pentru buna funcționare acestui serviciu este nevoie urgent de asigurarea echipamentului de protecție pentru personalul medical de pe ambulanțele de terapie intensivă mobilă din structura SMURD Alba Iulia. Repartizare recent de la Ministerul Sănătății prin implicarea directă a subsecretarului de stat Raed Arafat. Pompierii își asigură partea lor combustibilul, asigurare și așa mai departe. Eu sper că undeva în jurul, până la sfârșitul lunii august, ne-am dorit cât de repede să pornim acest serviciu. Deci, practic, ele trebuie acreditate, urmează să vină o comisie de la București, o comisie mixtă, Ministerul de Interne, Sănătății și așa mai departe. Deci eu sper că până la jumătatea lui august să dăm drumul, să devină operațională. În ședința de marți, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat alocarea sumei de 40.000 de lei pentru achiziționarea 40 de costume de protecție. Programată astăzi de la ora 13, ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia nu a avut loc din lipsă de cvorum. La ședință nu s-au prezentat decât consilierii PDL, viceprimarul Paul Voicu și primarul Mircea Hava. Aleșii PSD și PPDD au lipsit de la întâlnire. Ședința avea pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre inițiat de consilierii USL, parteneriat cu cei ai Partidului Poporului, care viza eliberarea viceprimarului Paul Voicu din funcție și alegerea unui nou viceprimar. Inițiatorii au lipsit însă de la ședință, întrucât le lipsea un consilier decisiv pentru trecerea proiectului de hotărâre. Viceprimarul Paul Voicu i-a taxat prompt. Să vină aici, e prezent, pentru bun simț, pentru dumneavoastră, la presă care v-ați deranjat, pentru noi ca și colegi, deci nici măcar n-au venit. După ce au făcut alta tevatură de peste o săptămână. Asta este. Ieri am avut ședință la ora 1 și în ședință la ora 1 deși n-au spus nimic. Toată lumea a spus, doamne, ne întâlnim mâine la ora 1 în aceeași sală. Nicio problemă. Primarul Mircea Hava i-a ironizat. Cineva a încercat ceva. Dintr-un punct de vedere, vă spun, este normal pentru cei care nu sunt PSD-ul, care nu sunt nicăieri, nu din cauza noastră, pentru că n-au nicio majoritate, nici ca USL, nici ca și PSD, au încercat, s-au făcut diferite manevre, București aici, baia vă spuneam eu legat de părinți și de alte chestiuni de genul ăsta. E greu când în politică nu ești pe picioarele tale. E foarte rău când în politică trebuie să te conducă cineva, să-ți dea telefoane, să-ți spună să te scoli dimineața, să te întrebe dacă ți-ai spălat pe dinți, dacă te-ai bărberit sau chestiuni de genul ăsta. E grav. În momentul ăsta nu te poți considera un politic, hai să spun, o marionetă. Un fel de nenea păpușar, un fel de păpușă. În momentul în care se rupe o sfoară, deja începe să dea din picior altfel. Deci cum să-l comentez? În mod normal trebuiau să vină la ședință, își retrăgeau proiectul de hotărâre din ședință, plecam acasă. Așa 10 oameni au venit, ne-am lăsat toate treburile și acum plecăm acasă. Așteptăm seria viitoare. De precizat că schimbarea din funcția viceprimarului se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor la propunerea primarului sau unei treimi din numărul consilierilor. Primarii din județ au fost instruiți astăzi la instituția prefectului Alba cu privire la organizarea referendumului din 29 iulie. Buletinele de vot vor fi tipărite de monitorul oficial și distribuite în teritoriu cu maxim 3 zile înainte de referendum. Prefectul Dan Coriolan Simedru a pus azi la punct cu primarii din județ organizarea referendumului din 29 iulie. Discutăm și despre partea de finanțare, discutăm și despre partea de organizare a secțiilor de votare, în așa fel încât totul să fie în cele mai bune condiții. Până acum vă pot spune că a fost aleasă președinta Biroului Electoral Județean, a fost aleasă prin tragere la sorți, este tot doamna judecător Țimpia. De asemenea, vă pot spune că astăzi se vor primi propunerile din partea celor 6 partide politice parlamentare pentru membrii Biroului Permanent Județean. Urmează ca după aceea primarii și cei care au studii juridice să depună
cei care au studii juridice la prefectură, ceilalți care au studii superioare și medii la primăriile comunelor și orașelor, să depună cereri pentru a putea să participe la tragerea la sorți pentru președinți de secții de votare. Buletinele de vot vor conține întrebarea: sunteți de acord cu demiterea președintelui României Traian Băsescu? Întrebare la care se va răspunde prin ștampilarea uneia din cele două variante, da sau nu. 775 de funcționari din județul Alba au fost instruiți în domenii precum dezvoltarea locală și managementul de proiect, achizițiile publice, urbanismul și dezvoltarea durabilă, administrație publică și limbi străine. Proiectul în care au fost angrenați formatori, inclusiv din București, s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni. În cadrul programului de instruire pentru dezvoltarea capacității administrative și creșterea eficienței organizaționale în administrațiile publice ale județului Alba au fost organizate 35 de sesiuni de formare. Prin acest proiect, Consiliul Județean a încercat să sprijine autoritățile locale, să formeze oamenii profesional, atât primăriile din județ, instituții subordonate ale primăriilor din județ, cât și aparatul propriu al Consiliului Județean și instituțiile din subordine. Teme ca management de proiect, de actualitate, achiziții publice, contabilitate, salarizare, bineînțeles și egalitate, șanse și dezvoltare durabilă care sunt impuse. Proiectul a vizat angajații primăriilor din județul Alba și ai Consiliului Județean Alba. Eu am participat la 3 cursuri, dintre care cel mai important mi s-a părut cel de elaborare și management al proiectelor. Aveam noțiuni de management pentru că am terminat o facultate de management, însă în ce privește proiectele este un anumit tip de structură a managementului, un anumit tip de abordare care se poate învăța printr-un curs aplicativ cum a fost cel de față. Cursurile s-au desfășurat în așa fel încât să poți încât să rămâi cu ceva, nu am scris după dictare. Funcționarii au luat parte inclusiv la cursuri de limbi străine, printre care germana și italiana. Testări am dat pe parcurs. Cu fiecare capitol era câte o verificare pentru a vedea ce anume nu s-a înțeles sau unde trebuia să mai insistăm. La final le-am dat să-mi prezinte impresia lor la sfârșitul cursului, dar în limba italiană, și am constatat că majoritatea și-au dus sarcina la îndeplinire și atunci pot să mă declar foarte mulțumită. Proiectul în valoare de peste 1 milion de lei a fost cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Județul Alba ocupă locul 7 pe țară la accesarea sumelor corespunzătoare plății pe suprafață din anul 2011. Poziția obținută prin Agenția de Plăți și Intervenție Alba este cu atât mai importantă cu cât suprafața agricolă a județului este mult mai mică decât a județelor care ne-au surclasat. În prezent, API Alba a încheiat plățile pentru anul trecut, doar 13 dosare au rămas nesoluționate din motive independente de instituția coordonatoare. Din punct de vedere al numărului de dosare, au fost plătite toate dosarele, am rămas restanță cu 13, din care 5 sunt persoane decedate, 2 sunt litigii pe instanță la parchet, 1 și 1 la DNA și mai avem de procesat 4 dosare. Aici au fost ceva probleme de importare a rezultatelor de la controlul teren prin teledetecție. Cele aproape 200 de milioane de lei sunt obținuți de fermieri din Alba prin accesarea mai multor pachete de agromediu care au crescut plata pe hectar. Primul județ ca sumă accesată este Constanța cu 226 de milioane, urmează Harghita cu 202, Timiș cu 180, însă sunt suprafețe mult mai mari. Dacă la Constanța putem discuta de 483.000 de hectare, ori Alba merge pe 210.000, jumate din suprafață. În prezent, cererile de plată pe suprafață pentru anul 2012 sunt în stadiul verificărilor pentru a fi eliminate supra-declarările. Vor fi nominalizați, identificați fermierii și invitați la APIA să-și depună retragerea. Asta se face pe cale amiabilă. Toți solicitanții din blocul fizic supra-declarat vor fi întrebați care și-a depășit suprafața deținută în acte. Situația supra-declarărilor este întâlnită și anul acesta, fiindcă în multe cazuri suprafețele pentru care fermierii au solicitat plata sunt mai mari decât blocul fizic din care fac parte. Comunele cu cele mai multe supra-declarări sunt în zona, este Lupșa, în zona Munților Apuseni. M-a surprins foarte mult Ighiu, care de fapt a fost și cadastrat pe Banca Mondială și totuși are 7 blocuri fizice
supra-declarate, mai este Bucium cu 5 blocuri și în rest mergem pe câte 2, 3, maxim 4 blocuri fizice. În anul acesta, campania pentru depunerea cererilor de plată s-a încheiat pe 11 iunie. În 2011, în județul Alba, peste 26.000 de fermieri au primit finanțare prin schema de plată unică pe suprafață. Campania de recoltare a păioaselor a demarat luni și în județul Alba. Anul acesta se vor recolta grâu și ors de pe aproximativ 11.000 de hectare, mai puțin cu 65% decât în campania din 2011. În județul Alba s-au însămânțat în toamnă aproape 1200 de hectare cu grâu, 750 cu orz, 4450 de hectare cu orzoaică și aproximativ 500 cu rapiță. Campania în termen de desfășurare, aș putea spune că ea s-ar încheia într-o perioadă foarte scurtă comparativ cu anii precedenți. Spun acest lucru pentru faptul că, comparativ cu anul trecut, suprafața este cam aproximativ 65% realizată comparativ cu anul 2011. Asta datorită faptului că anul trecut s-a trecut printr-o secetă prelungită și nu s-a putut pregăti terenul pentru sămânțare. Specialiștii la Direcția Agricolă Alba au estimat o producție mai slabă cantitativ față de anul anterior. Producția față de anul trecut s-a diminuat aproximativ 25%, tot cauzată de seceta prelungită și seceta care s-a continuat și în primăvară. Acum seceta din care putem vorbi deja de secetă și în perioada asta nu mai afectează cultura de grâu și de orz. Dacă cantitativ producția de păioase va fi mai mică, din punct de vedere calitativ nu ne putem plânge. Producția din punct de vedere calitativ se prezintă chiar foarte bine. Atâta doar că a scăzut producția, umiditatea în parametri normali, chiar parametri e cuprinsă cam între 11 și 14%, chiar condiții foarte bune pentru depozitare. Întregul parc autoagricol al județului, format din aproape 3600 de tractoare, peste 500 de combine, precum și 1500 de mijloace de transport, a fost mobilizat pentru campania de recoltare în sămânțărilor din toamnă. Deși nu este principala atribuție a arhivelor, activitatea culturală este cea care face cunoscută publicului munca arhiviștilor și arhivarilor. Pentru primele 6 luni ale acestui an a fost planificată realizarea 2 expoziții. Au fost organizate însă 6 astfel de evenimente. În prima jumătate a anului au fost vernisate expozițiile Handi 100, un cavaler al veselei figuri, Eugen Handelsmann, opera socială a reuniunilor de femei, elev în comunism, o Victorie Măreață, încheierea colectivizării agriculturii în România, Jandarmeria Alba, între tradiție și modernitate și reclame în epoca de aur. Nu este atributul nostru principal, activitatea culturală, dar este cea mai de impact la public, pentru că, într-un fel, se percepe inventarierea unui fond arhivistic și, într-un fel, se percepe o expoziție. Și atunci am încercat să arătăm cât mai multe din ceea ce noi avem aici, ceea ce păstrăm și ceea ce, să zicem, prelucrăm arhivistic, prin organizarea mai multor evenimente de acest gen. Am avut 2 în plan, am realizat 6. Și am avut un sprijin deosebit în partenerii noștri care deja sunt cu tradiție. În primul rând e vorba de Muzeul Național al Unirii, apoi de Consiliul Județean care ne-a sprijinit foarte, foarte mult logistic. Este vorba de Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, dar și de Inspectoratul de Jandarm, cu care am organizat de ziua lor o expoziție destul de apreciată și inedită tocmai prin tematică. Față de aceeași perioadă anului trecut a crescut și numărul de permise eliberate, și anume 175, din care 5 pentru cetățeni străini. Prin intermediul sălii de studiu, cei interesați pot să vină și să ia contact cu documentul în sine, cu informația primară din document. Iar numărul de permise eliberate este mult mai mare în acest semestru decât perioada identică a anului trecut, în primul rând pentru că am reușit parteneriate cu anumite instituții de învățământ din Alba Iulia în special și astfel elevul, care poate n-ar fi altfel interesat de un document istoric, vine și vede cu ochii lui în special legile de stare civilă. Probabil pentru mulți dintre ei va fi o ocazie unică în viață să atingă un document de la 1800 și un pic. La Biblioteca Documentară s-a reușit înregistrarea și fișarea 51 de publicații, toate primite prin donație, în condițiile în care în cursul anului trecut au fost înregistrate doar 39 de publicații. Conferința de presă a PSD Alba a fost programată întâmplător sau nu la aceeași oră cu ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia, sistată azi din lipsă de forum. În cadrul conferinței, socialdemocratul Ovidiu Jidveanu a explicat cum stau lucrurile cu tentativa de schimbare a viceprimarului Paul Voicu.
Președinte al PSD Alba Iulia și consilier local în legislativul municipiului reședință de județ, Ovidiu Jidveian, a declarat că schimbarea viceprimarului e una politică. Legea 215 pe 2001, legea administrației publice locale, ne permite să facem aceste revocări doar din punct de vedere politic. Practic, nu este niciun impediment și regula este foarte clară. Majoritatea politică decide persoana viceprimarului și a vicepreședintelui de Consiliu Județean, reflectată normal prin majoritatea de voturi obținută pe 10 iunie. Considerăm că este un argument suficient pentru a realiza acest demers, legitim din punctul nostru de vedere, și sunt convins că toți consilierii și cetățenii din județul Alba doresc să fie reprezentați de persoana care să întrunească majoritatea numărul de voturi în Consiliul Local. Socialdemocratul a precizat că PSD a încheiat un protocol cu reprezentanții PPDD din teritoriu, prin care aceștia, din urmă, se obligă să susțină necondiționat demersul consilierilor USL. Crin Antonescu a devenit oficial președintele interimar al României. Curtea Constituțională a hotărât luni vacantarea postului de președinte al României. Prin această decizie a fost confirmat votul din Parlament de vineri 6 iulie, când cu 256 de voturi Traian Băsescu a fost suspendat din funcție. Tot Curtea Constituțională a decis că interimatul funcției de președinte al României va reveni liberalului Crin Antonescu. Astăzi, în jurul orei 12, administrația prezidențială a anunțat că a fost predată funcția de președinte al României de către Traian Băsescu președintelui interimar Crin Antonescu. În calitate de președinte interimar, atribuțiile sale sunt limitate. Astfel, el nu se poate adresa Parlamentului cu mesaje privind principalele probleme politice ale națiunii. Nu poate dizolva Parlamentul sau cere populației să-și exprime prin referendum voința cu privire la problemele de interes național. Interimatul lui Crin Antonescu va dura până pe 29 iulie, când se va desfășura referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu. Născut în Tulcea, Crin Antonescu a fost înainte de Revoluție profesor de istorie la Tulcea și Vaslui. În perioada 1989-1990, acesta a fost muzeograf la Tulcea, iar în perioada 1990-1992 a fost profesor de istorie la Colegiul Dobrogean Spiru Haret. În România au fost încălcate principiile statului de drept într-un mod inacceptabil. Este concluzia la care a ajuns cancelarul german Angela Merkel după ultimele evoluții politice de la București. Cancelarul german a avertizat că principiile fundamentale ale statului de drept trebuie respectate și de țara noastră. Cancelarul federal consideră inacceptabil faptul că într-o țară a Uniunii Europene sunt încălcate principiile fundamentale ale statului de drept, precizează un comunicat de presă remis ieri de guvernul de la Berlin. Uniunea Europeană se sprijină pe valori comune, toate regimurile trebuie să le respecte, iar aceasta este valabil și pentru cel român, adaugă documentul. Cancelarul german a mai precizat că va susține Uniunea Europeană să adopte toate consecințele necesare în privința României. Acestea ar putea fi luate săptămâna viitoare după discuțiile premierului Ponta la Bruxelles, scrie în comunicat. Criticile nu l-au afectat pe Victor Ponta. Premierul a spus că nu Angela Merkel votează la referendumul de pe 29 iulie, ci poporul român, iar ceea ce vor vota românii nu poate fi schimbat de nimeni. Ion Iliescu a comentat și el declarațiile cancelarului german Angela Merkel. Doamna Merkel face parte din aceeași familie politică și ca solidaritate de partid la nivel european se joacă cu chestii din acestea. Mâine, între orele 9 și 16, în poligonul de distrugeri de pe dealul Mamut se desfășoară activități de distrugere a muniților găsite neexplodate pe teritoriul județului Alba. Va fi distrusă muniție de artilerie și muniție de infanterie. Astfel vor fi distruse 10 bucăți de muniție de artilerie, una de infanterie, dar și elemente de muniție. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba reamintește populației principalele măsuri care se aplică la descoperirea unor muniții rămase neexplodate. Se interzice atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor descoperite în pământ sau la suprafață, introducerea în foc a munițiilor descoperite, demontarea focoaselor sau altor părți componente și secționarea acestora, jocul cu diferite muniții neexplodate, ridicarea, transportul și folosirea munițiilor pentru diferite activități sau ornamente. Cetățenii care au descoperit sau au cunoștință despre existența munițiilor neexplodate sunt sfătuiți să sune la numărul unic de urgență 112.
Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport. Clubul de fotbal Unirea Alba Iulia bate la uși închise ca să poată bată mingea noul sezon competițional. Are nevoie de 500.000 de euro pentru întreg campionatul, dar nu se înghesuie nimeni și e foarte probabil să se desfințeze. Pe scurt, Alba Iulia divorțează de fotbalul de calitate. Consiliul de administrație al clubului a informat Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Alba Iulia că acționarii sunt lefteri și, în consecință, roagă cele două administrații publice să preia echipa. În ședința de marți a legislativului de Alba Iulia, viceprimarul Simone Albani a precizat o sumă rotundă ca balonul, care a dezumflat întreaga asistență. Eu am purtat o discuție cu ei, care m-au spus așa, au nevoie de circa de 500.000 de euro pentru tot campionatul, dintre care... Anii în urmă am avut o parte din buget asigurat din partea privată. Se pare că anul ăsta, când toată lumea e închis ușile. Efectiv, n-au nicio sursă de bani. Viceprimarul Paul Voicu a avut o propunere. Asociația sportivă, care încă există și funcționează, sau mă rog, ea există, să se adune într-un comitet de conducere împreună cu Consiliul Județean, cu Consiliul Local și cu cei care sunt acolo, cu societatea comercială, să spun ce vor să facă, să decidă o formă de rezolvare a problemei și cu această hotărâre să vină în Consiliul Județean și în Consiliul Local, să vedem mai mergem împreună sau mai mergem în această activitate. Corect. Da, pentru că de acolo a pornit toată treaba. Știți că la început cu o societate comercială, după asociație sportivă. Când e vorba de echipa de fotbal Unirea Alba Iulia, primarul Mircea Hava Pufă e nemulțumit și încheie subiectul. Ce mai discutăm de o chestiune care am ajuns dintr-o chestiune de bună voință, și o știți cu toții, dar ne mulțim după tufiș, am ajuns într-o treabă în care este o interpretare a cuiva că s-a făcut ceva. Domnul, discutăm. Dați-mi alea acum. Bun, din cauza aia nici firmele private nu mai dau niciun ban. Ultimii care au dat bani au fost Remedieu, Goldu. Și gata, s-a închis. Președintele Marian Sarmeș, precum și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație al Clubului de Fotbal, au precizat că sunt în imposibilitatea de a înscrie formația în turul campionatului 2012-2013 și, în consecință, echipa se va desfința. Ieri a avut loc tragerea la sorți pentru sezonul competițional 2012-2013 la basket feminin. Trupa lui Tomaș Bilek va avea un început de campionat infernal, urmând ca în primele 5 etape ale campionatului să joace împotriva echipelor care au terminat pe primele locuri anul trecut. Astfel, CS Universitatea va întâlni în prima etapă echipa CSM Craiova, meci care contează și pentru Cupa României. Meciul va fi pe data de 22 septembrie. În a doua etapă, fetele din Alba Iulia vor întâlni studentele din București, urmând ca etapele 3, 4 și 5 să fie cu adevărat infernale pentru echipa din Cetatea Marii Uniri. În a treia etapă, fetele vor întâlni echipa din Târgoviște în deplasare, apoi vor juca împotriva echipei din Satu Mare, iar în etapa 5-a echipa Alba Iuliană va întâlni gruparea ICIM Arad. Echipa se va reuni pe data de 15 august și cel mai probabil va beneficia de un cantonament în afara granițelor țării noastre. Petrolul Ploiești vrea să dea marea lovitură în Liga 1 în perioada transferurilor. Ploieștenii doresc să-l aducă la echipă pe nimeni altul decât stoperul național și al lui Rangers, Dorin Goian. Goi ar putea fi coleg în defensiva petroliștilor cu George Galamaz, fapt ce ar duce la o betonare considerabilă a compartimentului defensiv pentru echipă. Dorin Goian este jucătorul echipei Glasgow Rangers. Echipa la care evoluează este într-o situație foarte delicată după ce a fost exclusă din prima ligă scoțiană. Goian și-a manifestat dorința de a continua la Rangers, însă doar dacă echipa va evolua în Liga a doua din Scoția. Fundașul a ajuns la Glasgow anul trecut după ce a petrecut 2 ani la Palermo, în Italia. Problemele pe care le-a întâmpinat defensiva lupilor în stagiul de pregătire l-a făcut pe Mircea Rednic să se gândească la fostul fundaș al Stelei. Goian ar putea ajunge în Liga 1 din postura de jucător liber de contract, însă cu siguranță pretențiile salariale ale jucătorului vor trece considerabil de plafonul primei ligi. Cu toate acestea, Florian Walter ar putea plăti salariul jucătorului, iar Petrolul ar deveni cu siguranță o echipă cu foarte puține goluri primite în campionat. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV.
găsit la o nouă rubrică Meteo. Canicula nu ne-a ocolit nici astăzi, doar că în zonele de munte vor fi posibile în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, ce vor putea lua aspect de vijelie. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor putea depăși 20, chiar 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi căderi de grindină. În rest, cerul este variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime, în scădere ușoară, sunt cuprinse între 27 și 36 de grade, iar cele minime se încadrează între 14 și 24 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, mercurul din termometre va coborâ în această seară până la valoarea de 27 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 28 de grade la Sebeș, 26 de grade la Blaj și 22 de grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. După lăsarea nopții, regimul termic va oscila în jurul a 18 grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 19 grade la Sebeș și 15 grade Celsius, se vor înregistra la Câmpeni. Mâine cerul va fi variabil, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala doar la munte. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 27 și 36 de grade, iar cele minime între 13 și 24 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, aproximăm pentru mâine valori de 34 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Aiud, vor fi 33 de grade la Blaj și 30 de grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi în general instabilă în toate regiunile din jumătatea nordică a țării, unde vor fi înorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 27 și 36 de grade, iar cele minime între 14 și 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!